Alba a tratat cu maxim profesionalism și transparență cazul, tocmai ca informația să fie corectă, reală și să ajungă în timp util la opinii publice. Elementele noi care le avem în acest moment, întrucât ancheta epidemiologică este încă în curs de desfășurare, nu este finalizată, dar pe cealaltă parte am DSP Alba a efectuat controle prin inspecția de stat la Spitalul Municipal Blaj și la Spitalul Județean Alba. În urma controlelor s-a constatat la Spitalul Municipal Blaj încălcarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății 1091/2006, respectiv articolul 4 din anexa 2, nerespectarea procedurilor de transfer al pacientului critic între secții. Mai mult decât atât, la data controlului nu a putut fi prezentat protocolul de transfer interclinic al pacientului critic și a fost prezentat un acord de colaborare care nu era contrasemnat de Spitalul Județean Alba. Deci era semnat doar de reprezentanții Spitalului, Spitalului Municipal Blaj. Un acord de colaborare privind aplicarea prevederilor, deci privind transferul pacientului critic. A fost aplicată sancțiunea de 10.000 de lei Spitalului Blaj de către inspectorii DSP Alba. Acesta este nivelul sancțiunii prevăzut de lege privind nerespectarea protocolelor de transfer. La Spitalul Județean Alba a fost constatată încălcarea prevederilor Ordinului 1466/2008, mai exact articolul 7. Neraportarea cazurilor suspecte sau confirmate, deci suspecte sau confirmate de tetanus. Legea prevede că aceste cazuri să fie raportate în termen de maxim 5 zile la sediul DSP Alba. Așa cum am spus-o și prima dată, noi am fost informați de către DSP Mureș. Mă întreb ce ar fi însemnat dacă aflam și noi din presă. A fost aplicată o sancțiune conform articolului 34 din HG 857 privind raportarea cazurilor de boli transmisibile la Direcția de Sănătate Publică. De asemenea, 10.000 de lei a fost sancționat și Spitalul Județean. Bun. Aș vrea să fac o precizare, un lucru care este extrem de important și vreau să ajungă exact cum îl transmit la opinia publică. Nu se poate și nu putem să ne pronunțăm, nu suntem abilitați ca instituție să ne pronunțăm în privința unei legături de cauzalitate între moartea fetiței și neregulile constatate de inspectori. Deci nu putem să ne pronunțăm dacă există sau nu o legătură de cauzalitate. Pentru asta sunt alte organe abilitate să se pronunțe. Aș mai vrea să mai fac câteva precizări. DSP Alba, conform competențelor, a transmis o sesizare și a dus la cunoștință, a sesizat, a informat Colegiul Medicilor cu privire la acest caz. Deci a fost transmis o sesizare oficială, nu știu dacă a fost transmisă și în altă parte, dar noi ne-am făcut datoria și am transmis această sesizare pentru reprezentanții Colegiului Medicilor să își desfășoare propria anchetă. DSP Alba nu are, iarăși un lucru foarte important și țin neapărat la chestia, DSP Alba nu are competență conform legii să ancheteze o eventuală, în putențul, o eventuală culpă medicală. Culpa medicală face obiectul altor instituții, astfel încât noi am
și sesizat. Deci să ne facem datoria până la capăt ce a ținut de atribuțiile DSP-ului. Noi am făcut, s-au aplicat cele două amenzi. Acela este nivelul amenzilor, deci nu, așa prevede legea. Nu am vrut să, și am ținut neapărat să legea să fie respectată și aplicată, așa cum am spus și la prima conferință de presă. Iar în privința altor eventuale abateri, care nu avem noi de unde să știm și nu ne putem pronunța, am sesizat Colegiul Medicilor și să-și deschidă propria anchetă privire la acest caz. În acest caz, acestea, cele două, singurele deficiențe constatate la nivelul spitalelor, prin prisma noastră, prin prisma atribuțiilor noastre, alte concluzii ale anchetei vor fi date publicității la momentul oportun, mă refer aici, în deoseb la ancheta epidemiologică, care este în derulare. În acest, și totodată ar fi neprofesionist din partea mea și necolegial să mă pronunț cu privire la alte anchete ale altor instituții și nu pot să-mi încalc atribuțiile. Bun, pe parcursul anchetei am ținut legătura constant și permanent cu reprezentanții Ministerului Sănătății. Deci a fost, canalele de comunicare au fost în permanență deschise și așa. Și aș mai vrea să mai fac o precizare. Atrag atenția în mod public tuturor unităților sanitare de la nivelul județului Alba. Iarăși foarte important, atrag atenția cu privire la respectarea legislației. Recomandăm tuturor spitalelor să respecte legea și să aplice procedurile în orice cazuri. Deci nu doar referitor la cazul acesta, referitor la orice caz, să aplice procedurile prevăzute de lege, astfel încât să evite aplicarea de amenzi de către DSP Alba. Deci scopul nostru nu este să amendăm, este și să informăm, să sprijinim acolo unde este cazul, dar nu vom tolera niciun fel de derapaj sau ieși în afara cadrului legislativ, fie că ne referim la contravenții, deci doar la contravenții, nu vom tolera derapaje ale niciunei unități sanitare și ca o părere personală, consider că dacă ar fi aplicată legea în tocmai, DSP Alba nu ar putea să amendeze niciun spital și banii respectivi ar putea fi folosiți în interesul cetățenilor la altceva decât să plătească amenzi. Deci vreau și acest lucru să ajungă acolo unde trebuie și managerii spitalelor să atragă atenția tuturor personalului din unitățile sanitare să fie legea respectată. Încă o dată, repet, DSP Alba nu are atribuții la ancheta eventuale culpe medicale și nu suntem abilitați și nu putem să facem o legătură de cauzalitate între nerespectarea procedurilor și la sancțiuni și la ce am constatat și ce am sancționat DSP Alba și moartea fetei.